Bună seara, Florentina Căia de la Agenția Națională de Presă Agerpres. Domnule președinte, vorbeați de decizii pe care le regretați. Puteți să ne spuneți care este cea mai mare realizare a mandatului dumneavoastră? Păi, dacă vreți, cea mai mare e chiar ultima. Respectiv, înlocuirea puterii PSD-iste cu o putere pentru români care este sublimată în guvernul Orban. Da. Deci înlocuirea puterii PSD-iste cu o putere PSD-istă. Acum este acum, o da. Putere acum, reducerea Ciumerușii la putere este practic reușita celui de-al doilea mandat. Da, astea sunt întrebări fără prompter. E greu să accesezi baza de date de memorie, că nu... La prins ușor, ai văzut? La prins a zis, băi, chiar, care a fost principala realizare a mandatului meu? Că a avut pauza aia. Da. Ai văzut? Da. Ceva n-a funcționat acolo. Păi cum să nu? E... fine, poate... La un moment dat se vor publica și alt tip de dosare profesionale în cazul Iohannis. Dar, eu mi-amintesc de o altă întrebare, care mi s-a părut... Cum să spun, am avut un moment în care brusc mi s-a făcut milă de un om, în plan uman. L-a întrebat, cred că același ziarist care l-a întrebat cum e cu casele. A existat o asemenea întrebare? Nu. La un moment, la început, a fost întrebat de un jurnalist de la Gândul, parcă era pe atunci, cum e cu casele, cu profesorii, așa. Cum a, Pândaru. Da. La Gândul. Așa, la gând. Da, pe atunci. Singurul interviu, de altfel, cred că... Cred că în același interviu a fost și o întrebare, deci, poate că nu în acel, dar eu așa mai amintesc. Ia, întrebare de genul. Și povestiți-ne o întâmplare din copilăria dumneavoastră. A, nu! Știi unde a fost momentul ăsta? Se făceau cei de la Digi, momentul ăla nu mai există nicăieri acum, a fost șters de Digi, de tot cine conduce Digi, făceau cei de la Digi un film de candidat, candidatul Iohannis și candidatul Joana. Bun. Și candidatul Ponta. Și la un moment dat, într-o aulă, undeva, într-un loc, candidatul Iohannis este întrebat o senzație, o amintire. O amintire din copilărie. Și răspunsul lui. Tăcut. Da. Și după ce s-a tulburat, s-a dus departe. Da, îi schimbase coordonatele, nu? Da. După ce a tăcut îndelung, a spus, nu mi-amintesc nicio întâmplare acum. Și brusc m-a invadat ca un plâns isteric, un val de milă. Deci mă uitam, cum să nu-ți amintești o întâmplare din copilărie? Păi pe ce se bazează, să spun așa, fundamentul ființei umane, Claus Iohannis. Ecoul ființei tale. Pe ce, din ce ești făcut? Nu din amintiri, nu din acumulările existenței tale, biologice, morale, active, vii. Nu mi-amintesc. Da, a fost tulburătoare secvența aia. Mi-aduc aminte că și eu am dat-o. Ar fi trebuit ca din momentul ăla o comisie să spună, bun, mulțumim frumos. Next! Să trecem la următorul candidat. Da, mai. Dar iată că se împlinesc curând, s-au împlinit 8 ani și, nu știu, ar trebui întrebați de pe acum, Ciucă, Ciolacu, cei care urmează să... Nu, dar eu încurajez. Să povestească, dacă au ceva de povestit din copilărie. Fișă psihologică, frățioare, dar la vedere, să avem o parte de un interviu psihologic la vedere. Eu cred că dacă președintele Statelor Unite, o dată pe an, comunică starea de sănătate și arată fișa medicală, fără să sugrume democrația și drepturile omului. Ar putea să se întâmple și la fel. Bine, acolo, dacă nu-și mai amintește, nu-și mai amintește pe bune. E biologic, acolo ai văzut. Da. Acolo, băi, nu e ceva că nu-și aminti. Și-a amintit cândva. Acum nu-și mai amintește. Numai că norocul nostru este că în spatele puterii prezidențiale din America stau cel puțin 20-30 de consultanți. Da. Unii dintre ei, absolvenți ai marilor universități din Ivy League. Nu sunt ce avem noi aici, cei care scriu pe WhatsApp, pe Facebook. Pe Facebook îi scriu postările alea de... Da, deci tu ai avut câteva momente în lungul acestor ani care te-au pus pe gânduri. Absolut. Tu ai zis, bă, nene,
problemuță. Eu, cum ce ne facem? Zis, da. Te luau copiii în brațe și ai zis, bă, ne cred că ne cărăm. Am interesat repede la niște oameni calificați cam care ar fi problema și mi-a spus destul de clar. Dar toată lumea știe, nimeni nu îndrăznește. Nu, 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 nimeni nu. A fost la un moment dat, s-a rostogolit o treabă și s-au ocupat băieții. Eu nu vorbesc de oameni politici, că ăștia mai clămpănesc, așa da, mă spun, mai aruncă cuvinte. Dincolo de spiritul că ați avem cu Doru, eu am mai spus-o și am fost printre puținii, de fapt, și alături de tine și de alți câțiva, care au spus și au tratat în termeni foarte serioși necesitatea ca măcar de acum încolo noi să nu mai facem genul ăsta de experimente sau de greșeli. Adică să știm și noi ce și pe cine votăm. Adică măcar într-o semi-aparență, așa, uitându-ne pe un CV, răspunzând la un test de IQ, nu știu, de ăsta, băi, să fie o medie de 140 acolo, nu zice nimeni eu să fie 165, 170. Testul de IQ este imposibil, ca nu, doar dacă Rusia câștigă războiul, s-ar putea ca democrația să fie atât de răvășită încât să accepte o restrângere a drepturilor și libertăților, pentru că asta înseamnă dreptul de a alege și de a fi ales nu condiționează, nu e condiționat de această situație intelectuală de pregătire, care de obicei poate să fie rezultatul unei condiții sociale modeste, discriminatorii și așa mai departe. Dar eu cred că pentru bine, în numele bunei guvernări și pentru binele public, se pot face niște ajustări cel puțin la nivel medical. Adică măcar să existe un certificat de validitate medicală, nu? Asta trebuie făcut. Pentru că există antecedente în trecutul comunist al României, când liderii erau pur și simplu duși cu pluta. Mm-hmm. Aveau forme de paranoia. Nu spunem acum că ăștia de azi ar fi. Dar pe viitor să nu fie. Să nu fie, corect. Adică am văzut când sunt dubii, să fim prevăzători. Trec 8 ani și nu se întâmplă nimic. Da. Ar fi frumos și un test de cultură generală. Asta zic. Dar elementar. Adică ar trebui că tu vrei să fii președintele țării. Și ai niște disfuncții clare în cunoștințele elementare necesare îndeplinirii jobului, păi de ce să fii acolo? Când te angajezi, nu știu, inginer sau... sigur că nu te votează muncitorii, dar totuși, ca să sau dai drumul la bun, butoanele alea... Sau ești un bun inspector școlar, ești un bun profesor de fizică, rămâi la ce ești bun. Vorbim de un minim. Ar fi un minim. Cu limbile străine, cu cunoștințe aici, economice, cu istorie, cu politologie. Să vezi ce tip de reprezentare are omul ăsta asupra lumii. În ce lume te invită? Că corect. Toată lumea merge după președinte, nu? Așa ar trebui. Iohannis ne-am așezat toți. Nu, ți se pare că ne-am fost invitați? În jurul lui. El s-a așezat în mijloc la Cotrin și toată țara s-a așezat. Ți se pare că am fost invitați în ăștia 8 ani de zile în lumea lui Iohannis? Și cum arată lumea lui Iohannis, Doru? Păi lumea lui Iohannis arată ca o ceață persistentă, pe care poate că vântul unei schimbări din 2024 ar putea să o risipească. Dar este nimic, este o ceață lăptoasă așa, în care ne-am pipăit unii pe alții pe nevăzute și niciun orizont, că nici măcar faruri de ceață n-am avut ca să putem proiecta câțiva metri înainte. A fost lipsa oricărui orizont. N-a fost un proiect de dezvoltare. Când lumea vorbește despre proiecte de țară, ce înseamnă proiectele de țară? Proiectele de țară nu înseamnă așa niște minuni, niște lucruri absolut de creative și inteligente. Proiectele de țară înseamnă niște obiective clare, puse la capăt unui interval suficient de realist și un pachet de legi care să ducă la îndeplinirea celor obiective, plus un moratoriu politic, o înțelegere de tip Snagov, că dăm toți exemplu amărâtul ăla de Snagov din păi dacă n-a mai fost nimic altceva în rău. Așa încât orice s-ar întâmpla, obiectivele să se meargă în direcția aia. Da, da. Nu e vorba de că nu trebuie să fii un geniu al economiei ca să înțelegi că agricultura poate să fie un domeniu strategic. Păi dacă se poate, se califică unul din cele 3, 4, 5 care sunt. Pune-l și fă din el prioritatea națională și mai așează 3 lângă ele, pentru că economia trage după ea și societatea. Dacă suntem săraci, suntem și proști. Dar dacă suntem bogați, avem bani să cheltuim pe școli, pe educație, pe sănătate, ne crește nivelul. Avem timp să muncim mai puțin și să citim mai mult. Iată. Da, cine are nevoie de oameni? România educată. Cine are nevoie de România educată trebuie să fie precedată de România bogată. Mm-hmm. Sau sincronizată cu România bogată, dar nu s-a întâmplat nimic. Președintele n-a dat așa un brânci. Hai, că nu vreau eu să fiu șeful câinilor de sanie care trage la... Dar măcar să fiu ăla care dă cu biciu, să merg într-o direcție. Asta e marea suferință. Da, da. Sunt mulți oameni care părăsesc România
Fără să aibă aici o condiție proastă materială. Nu, pur și simplu nu mai pot cu viața aici. Nu mai suportă această permanentă patinare. Iar alții care se simt foarte bine. Pentru că sunt oportunități. Să ne amintim ce spuneam mai devreme, sunt niște inamici ai admiterii României în spațiul Schengen. Pentru că pierd niște pârghii. După cum în urmă cu mulți ani erau inamici ai admiterii României în Uniunea Europeană. Trei voci mari erau atunci. Una dintre ele era Voiculescu, Dan Voiculescu, a doua era Ion Țiriac și a treia era Dinu Patriciu. Ăștia erau niște miliardari. Oameni nu de afaceri, ci de o afacere. Mai puțin Țiriac, adică o afacere cu statul. Fiecare a dat o lovitură. Lasă că a avut și Țiriac momentele lui. Unul la întemeiere când a luat banii securității, unul când a luat Rompetrolul și așa, unul când a luat, știm ce a luat cu băncile și așa mai departe. Deci acești oameni de afaceri vroiau ca România să nu intre în Europeană. Că ne fură ăia, că ne fac, în fine, că ne decalajul e prea mare și rămânem în urmă și apare inflație. Aceste argumente erau folosite pentru a pentru că lor nu le convenea. De ce? Dacă ar fi fost mai reglementată economia, puse niște mecanisme care disciplinau procesele din interiorul economiei, lor nu le mai mergeau licitații. Așa gândeau ei. Că una este să dai un telefon la Petre Roman și să spui, băi, vreau terenurile alea sau vreau vilele alea, așa. Corect. Și s-a rezolvat, că l-ai ținut la Paris pe, nu, pe niște mese sau ce comerț au fost între ei. Și alta este să te duci să faci licitații, să intri în aceleași condiții. Deci, oamenii nu fiecare vreau să-și conserve, vrea să-și păstreze, da, exact, pârghiile de putere, puterea economică. Exact ce se întâmplă acum cu ăștia care regretă și ar vrea să păstreze în continuare presiune, posibilitatea de a exercita presiune asupra României. Nu că România nu trebuie presată, nu că România ar fi condusă de oameni imaculați și că e condusă de niște oameni descalificați profesional, știm de cine, da, corupți. Aproape la fel ca toate celelalte țări. Dar asta nu înseamnă că trebuie să te opui la șansa României să faci un pas care o favorizează în ansamblul ei. Da. Eu cred că toată lumea trebuie să fie în cor aici să spună, hai să facem, să vedem ce să facem. Corect. Uite, pentru că ne-am propus noi să facem bilanțul ăsta, deci am vorbit despre România educată, ghinion. România normală, care subsumează toate celelalte, ghinion. Schengenul, vedem zilele astea se joacă. MCV-ul l-a bifat dintr-un context favorabil. Vizele SUA, nici peste 50 de ani, probabil, o să sărim gardul ca mexicanii. Ciuma roșie e de bine de rău la guvernare. România lucrului bine făcut, care lucru. Serviciile sunt bine mersi, mai puternice ca niciodată. Procuratura, justiția, praf și pulbere după chipul și asemănarea domniei sale. Ce a mai rămas de făcut? S-ar părea că doar războiul ne mai salvează. Aia, da. Da, voiam să, era totuși o întrebare. Crezi că va păți Iohannis ce a pățit Băsescu? A deranjat într-atât de multă lume prin aroganța lui, detașarea lui, aerul ăsta superior? Crezi că se va întoarce sistemul împotriva lui la final de mandat? Cum s-a întors împotriva lui Băsescu și a camarilei pe alocuri? El nu a făcut, n-a avut, să spunem, relația asta contondentă cu oamenii, cu slujitorii. Bine, noi nu știm asta. Nu, că noi nu știm. Mai e un element foarte important, scuze-mă. România secretă. Da. România a fost la secret în toți anii ăștia. Da, sigur, da. Dar netransparentă. Băsescu totuși a avut alt stil, altă retorică, altă... Cei din preajma lui nu-l iubeau. Sigur că nici pe Iohannis nu-l iubesc, dar cred că Iohannis mai degrabă și-a conservat confortul și doar atunci când acest confort era în pericol, a mai apăsat câte un buton pe aici și pe acolo. Nu spun că ar fi vreun lider rafinat care a știut să țină echilibru. Nu. Doar că din lene și din comoditate n-a făcut gesturile agresive pe care le-a făcut Băsescu. Eu mi-aș dori ca după ce el nu va mai fi președinte, justiția să-și facă treaba pe niște dosare foarte serioase. Mă îndoiesc însă că se va întâmpla asta din mai multe motive. În primul rând, pentru că toate operațiunile care i s-ar putea imputa penal atrag complici, pentru că cei care au ținut sub tăcere și au așa, într-un fel sau altul, intră în această cauză, speță penală. Doi, apar aceste proceduri de prescriere. Dosarele sunt îngropate la propriu, cred. Putrezite hârtiile, mm-hmm, adică sunt duse și așa. Și trei, lumea nu mai vrea, obosit, nu mai vrea nimeni scandal. S-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat în Italia, campania manipulită care a lovit clasa politică într-o formă disproporționată. Erau corupți și aia, mafioți.
dar au fost multe sinucideri, au arestat 400 de mașa, a dus la situația în care peste 10 ani, 15 ani de la acest eveniment, clasa politică refăcută, în locul extremiștilor să apară alți extremiști, clasa politică refăcută să facă niște legi care să o protejeze mult mai bine decât era protejată în timpul... Adică s-a obținut efectul contrar. Și acum, dacă ne uităm cu atenție pe cum arată legile justiției, ele sunt mult mai rele pentru a... cum să zic, pentru viitor. Pentru viitor și pentru sentimentul de dreptate. Așa e. Decât cum erau atunci când erau criticate din răsputeri de cei care se înăpusteau asupra regimului Dragnea, Ponta. Acum e mai rău. Și o recunosc rău. Chiar trubadurii acelor vremuri care... Și asta ne arată încă o dată că de fapt MCV-ul a fost un mecanism politic, nici de cum un mecanism transparent, normal, care avea un scop nobil. Nu, a fost masochism politic aplicat în nume personal, pentru că așa cum spuneam, raportul MCV nu era confecționat la Bruxelles, ci aici pe teren, de oameni pe care, despre care în repetate rânduri am scris despre ei, le-am spus trecut, uite ce fac, uite, așa se asamblează. Mm-hmm. Nu vine, eu știu, Krista Lagers daughter și spune ea, gata, e corupție în România. Nu, primește informația brută. Corect. Și de la instituții selectate, exact de oamenii de influență. Își lua informațiile de la DNA, de la miniștrii care erau acreditați. De la ambasade.